vrea să fiu un spirit ușcur. Mai bun mod de a trece peste o mahmureală este să mergi să-ți faci o pâine picurată, ceea ce facem acum. Din păcate am călcat deja pe un porumbel, deci n-am început bine. La familie, deci perci. Doamne, ce faină uz. Hai, de cap mi-o să-și un bebeluș. Doi bebeluși. Te rog să primești ofranda mea. S-a prins? Astea, îți nașpa. Hârtie igienică, e zgod. Uite, uite, bană. Au. E mai mult un cuptor. Rugul stins. Tu, dar tu ai zis poate le caută pe celelalte. Și când m-am întors, efectiv era toată ciurta în spatele meu. I-am împanicat. Ok, iat, pornit doar după ce am terminat de mâncat. Cum e sandwich-ul cald? Astăzi m-am trezit cu chef de tocăniță de pui cu mămăligă. Ambele lucruri pe care nu le-am mai făcut până acum. Și o să-ți întrebați, Iudita, dar n-ai făcut o tocăniță de pui în toți anii ăștia? Răspunsul este nu. Nu, pentru că în ultimii ani am fost cam vegetariană și când zic cam, zic sigur am fost. Dar acum... Da, știți, oamenii se mai schimbă, mai mănânc și eu niște cărniță, are și proteină și, bine, aici este un subiect destul de lung, dar nu e momentul acum să intrăm în el. Am găsit o rețetă destul de simplă, așa că mă gândesc că dacă urmez cât de cât, deși nu sunt bună deloc la urmat rețete, mi le fac eu pe parcurs. O să începem cu un cuțit și cu un piept de pui, pieptul de pui pe care îl am de la... Ce l-am arătat? L-am de la țară și o să începem prin a tăia bucățele. Astăzi vine prietena mea la mine să-i fac pedicura și în ultima vreme nu știu de ce simt nevoia asta de a găti pentru prieteni, de a fi așa, mi se pare o activitate faină și drăguță și mai ales acum că e toamnă și s-a răcit afară, să îți mai chem câte un prieten la tine, să-i gătești ceva, să, na, cărui om nu-i place să meargă la o masă, sper, bine gătită și să stea cu un om cu care faci plăcere să stea. Am încercat asta, am mai venit recent la niște paste și, nu știu, sentimentul pe care l-am avut după a fost foarte fain, mai ales că eu locuiesc singură și majoritatea meselor mi le iau singură, le iau. Și, na, nu e la fel de plăcut să mănânci singur și trist, sau nu neapărat trist, că nu neapărat trist să fii singur, dar așa, e mult mai fain să mănânci în compania cuiva, afară oricum e frig și m-am gândit că cel mai bun lucru pe care aș putea să-l fac pe frigul ăsta ar fi o tocăniță. Bine, acum îmi dau seama că ar fi mers și niște vin fiert, dar eu am făcut limonadă. Asta poate nu a fost cea mai răsărită idee, dar dacă nu putem schimba pe ceai sau dacă nu o să mai ies eu odată, dar eu sunt pe principiu, trebuie să ies odată, să-mi fac toate, cumpăr cât de multe lucruri pot să fac și după aia să nu mai ies, cam, nu cam urăsc să ies de 1000 de ori pentru ceva. Bine, asta e lipsă de organizare. Am fost la Lidl și am făcut cumpărături, aveam niște lucruri care îmi lipseau și... Vorbeam și la telefon și nu mi-am făcut lista, dar am luat tot, în afară de... Mi-e ciudă că nu am luat pătrunjel verde, eu am dat pătrunjel uscat. Așa că, da,
cu aia o să rămânem. Ok, termin de tăiat carnea și ne auzim după cu continuarea rețetei. Că poate este bună și vreți să faceți și voi, sau poate știți deja că cred că știe toată România și toate fetele de la 16 ani în sus, dar poate mai este cineva ca mine care nu știe. Cam așa se prezintă bucățele de carne în tigaie, le lăsăm puțin la rumenit cu niște ulei de măsline și mergem mai departe. Bucata e cam suspectă, cred că o să scot. Următorul pas ar fi să tem niște... ceapă. Da, o să tem niște ceapă. Iam ceapă verde. Uitați-vă la asta, săraca. Am și ceapă albă, dar... nu-mi place să arunc deloc mâncare, dar deloc. Nu sunt ca marinele aia din Cehia, dacă știți pe de pe TikTok, săraca, care... cred că a prăjit și supă. Dacă nu mai știu, dar nu, nici nu vreau să râd că nu e dreptul meu și nu știu din ce mediu vine. La final de zi se descurcă și crește copilul. Asta sunt eu, scuzându-mă. Anyway, am și ceapă albă, clasică. Dar... mi-a rămas ceapa asta de la din weekend. Din weekend, de când am fost la pâine picurată. Și pentru că urăsc să arunc mâncare, am zis că o să folosesc la tocăniță. Practic, vai, sunt obișnuită să lucrez cu carne. Adică nu mai sunt. Eu am început să gătesc destul de târziu. Și cam tot ce am învățat de pe YouTube și am prins o perioadă destul de scurtă în care încă mâncam carne și de atunci au trecut ceva ani și nu pot să zic că vai ce m-am implicat în a face mâncăruri cu carne, pentru că ai mei oricum nu sunt foarte into carne ca în alte familii din România, așa că nu pot să zic că vai de rețete cu carne am învățat. Dar că, nu știu, cred că delirez. Ne miroase ceapa asta verde. Deci, jur că tot timpul când simt ceapă verde, mă gândesc la pâine picurată. Și nu pentru că am mâncat acum un weekend, ci pentru că, da, eu nu prea consum ceapă. Pun doar în mâncăruri, de așa să o consum. Efectiv, nu. Nu. Așa că o asociez tot timpul cu pâinea picurată, care, doamne fer, știu că e o chestie atât de simplă, dar atât de bună poate să fie, doamne Dumnezeule, efectiv e amazing. Tem ceapa mărunt, și ce-mi place la ceapa verde e când mă dau cu capul de pereți, m-aș fi plâns, Alejandro, come back to me. Da. Dar nu plâng. Să stai tot timpul un bonus, o ceapă care nu te face să plângi, la fel ca un om care nu te face să plângi, mai rar, dar mai găsești. Chiar trebuie să-mi iau al cuțit, stai că începe să... știam eu că nu există excepții de la reguli. Trebuie neapărat să-mi iau un cuțit și zic, asta cred că de 6 luni, sau să-l ascut, un ascuțitor de cuțite, că a meu săracul numai aici a fost și din păcate când am... de făcut, de tăiat ceapă sau chestii așa micuț, iese un guru, nu mai iese chiar ce vreau. O să-l urmez rețeta, asta e chestia mea. Un lucru pe care mă disperă că l-am uitat, bine, nu era specificată nicio rețetă la care m-am uitat, am putut m-a orientat să văd cam ce se pune, cam cum se face, că, nu, puteam să fac și eu, dar am zis, hai totuși să văd și o rețetă. Nu era specificată nicio rețetă, dar mi-e place foarte mult boiaua afumată, boia dulce afumată, mamă, deci asta m-a salvat foarte mult când eram vegetariană. De cojitul cu usturoiul și o să-l pun în asta, nu știu ce nume are, mă scuzați. Și nu mă mai chinui eu cu, știți, și facem și iasa, bă. Trebuie să-l pui și bine să... Acum o să... fac eu brațe degeaba? Perfect. Piciu, percile și aș vrea să iau șampignon,
Dar nu erau, era numai Dita-i cutia și nu aveam ce să fac cu ea, așa că am luat din astea. Mai că mi-a zicea că sucă-i și astea, dar mie nu mi se par foarte de încredere. În fine, o să le dau prin niște ape, că ci că e mai bine și le mai, le fac mai mărunte. Da, mi se pare ok și așa, mă mai gândesc. Am răzgândit și o să le mărunțez, dar nu tare, numai așa, un pic, un pic, mai trec cu cuțitul prin ele, cât să nu fie vreo o bucată din de să îți stea în gât. Niște ardei. Eu o să folosesc asta la din ăsta copt. Și, Doamne, ce iubesc mirosul de ardei! Păi cred că nu e sexy să miroși mâncare, pentru că aș vrea să am un parfum care să miroase ardei copt. Îl mărunțim și pe asta și îl punem la călit. Se presupune că o să punem sosul de roșii. Să știți că eu nu pot, no, nu pot să urmez o rețetă exact cum e prezentată. Mi-e vreau să spun după ochi. Da, mă întreabă oamenii, dar cum ai făcut prăjitura, nu știu, după ochi? După care ochi? Ochiul meu, care uneori e bun, uneori e rău. Așa că o să pun tot după ochi niște sos de tomat. Cam jumătate și are 500 de grame, deci cam 250 de grame în plus. Nu vă luați de fapt după mine. Adică o să vă zic la final dacă e bun. Puteți urmări aventurile mele în ale gătitului. Asta n-am mai făcut, dar nu e nicio problemă. Și am și niște smântână de gătit. Asta de la Lidl nu îmi place deloc. De la Milbona. Îmi place, Doamne, cum îi zice? Doro. Îmi place aia italienească. Și nu vine acum cum se numește. Aia e singura smântână de gătit care îmi place. În rest mi se pare că nu îngroașă, că nu fac nimic. Și mă disperă. Punem și niște apă. Vă spun vreo 100 de mililitri de apă. Așa zic, de parcă știu cât e 100 de mililitri. Știu sau nu știu. Bine începe să arate, oi. Să știți că de mirosit, miroase foarte bine. Niște apă. O să pun aici, că așa putem... no waste, no waste. Apropo, asta se reciclează? Nu. Adică nu primesc garanție. Work smarter, not harder. Pe ce? Mai murdream un pahar și ce rezolvam? Nimic. Pun în capac și o să mai gust pe parcurs să văd cum e. Acum o să strâng puțin din ce am făcut în jurul meu pe stația mea de lucru și ne auzim după, pentru că după ce strâng trebuie să fac și o mămăligă, dar la mămăligă cred că mai poate aștepta un pic. Ideea e că prietena mea vine la 7:30, în jur de 7:30, acum e 7:20. Tocănița o încălzesc mai ușor, da, mămăliga. În apărarea mea, când am primit acest pătrunjel de la bunica, am zis, îl bag numai un pic în congelator și scot după aia și îl mărunțesc ca să nu mă chinui după 2 luni mai târziu. Mă rapt, am găsit niște pătrunjel uscat și am pus să fiarbă acolo la foc încet. Și mai găsit niște ambosuioc, niște foi și am găsit și măcinat. Și nu știu, de ce am impresia că ar fi foarte bun. Ar fi, merge, nu merge. Faza e că mie îmi place foarte mult să experimentez. Și din experimente au ieșit și chestii super faine și super bune și unice. Dar din experimente, bineînțeles, au fost și experimente eșuate. Că nu pot să-mi iasă toate, că ce sunt șef, nu sunt. Sunt doar o persoană care experimentează și place să gătească ocazional. Nu la comandă, la comandă nu gătesc pentru nimeni. Hotărât, o să pun... Am mai pus și niște piper. Am scăpat un pic mai mult decât voiam, dar e ok că și mie și prietenelei mele ne place mâncarea mai picantă. Nu o să pun multe, cât am pus. 1, 2, 3, 4, 5. 5 foi. Așa un pic de aromă. Bune chestiile aromate. Dacă nu iese, avem slănină. Mâncăm slănă cu pâine. Ceapă nu mai avem că mâncat-o. Am mutat tigaia pe alt ochi. Și acum o să mă ocup de mămăligă. Practic, din ce mi-amintesc, punem apă, punem sare și așteptăm să fiarbă, după care presărăm. Sau cum se zice, e vorba aia când ai cu sita. Este o vorbă. Nu sitezi, nu presari. În ape, în vânturi, mălaiul.
O să revin cu rezultatul final. Vreau să șade bine tocănița, șade bine. Singura mea problemă e că eu am avut COVID și sunt una din puține persoane sau multele, nu știu, că în jurul meu nu prea mai fost, care și-au pierdut complet gustul și mirosul. Și cred că un an nu am avut miros aproape deloc. Sau, de exemplu, simțeam totul foarte toxic, mi s-au schimbat de atunci și gustul la mâncare și la tot felul, de exemplu, zacusca. Până anul ăsta o simțeam toxică, efectiv toxică, și nu mai simt exact ca înainte și tot timpul mă întreb dacă e prea multă sare, dacă e prea puțină, dacă nu știu ce, dacă nu știu ce. Asta e singura mea problemă, dar oamenii nu prea se plâng, deci... Asta e setup-ul. Setup-ul e mai fain decât mâncarea. Acolo mi-a curs prea multă. Asta e porția care îmi place mai mult cum arată. Cam așa arată. Arată un pic mai bine în realitate, zice. Încă nu-s convinsă dacă e bună. Sper să fie bună. Nu știu, am emoții. Chiar am emoții. Bună ziua! Am în mână ceva ce pare foarte bun, dar e foarte, foarte rău. E băutura asta idiotă pe care mi-am cumpărat-o. Nu știu dacă ce mai idiot, faptul că există băutura asta sau eu că am cumpărat-o. Eu că am cumpărat-o, evident. Deci se numește birthday cake, are zero zahăr și am găsit-o la Profi. Și am zis, hai să-mi fac ziua mai bună cu asta. Și mi-a făcut-o mai rea. De ce? De ce ceva ce arată atât de nice și are atâta potențial să fie ceva fără zahăr și bun și e atâta de nașpa. Cum sincer, aș vrea să-mi fiu luat un Fanta sau ceva. Vreau să vă zic, dacă sunteți din Cluj, să mergeți la Sisters, să beți, cum se numește? Blue Matcha Latte. Astăzi, adică nu de astăzi, de ieri, de zilele astea, aveam o poftă de matcha. În viața asta mai mult am băut matcha rău decât matcha bun. Dar tot mi-a apărut video pe TikTok și mi-a zis, bum, trebuie matcha, vrei, știu că o să fie bun, știu că o să fie bun. Și o recomandare pe care am pentru voi este să cereți sirop de vanilie. Mi se pare că siropul de vanilie vine în completarea perfectă a matcha-ului și e o combinație super bună. Și cu almond milk e super bun. Dar, cum spuneam la Sisters în Cluj, în Piața Unirii, este un matcha extraordinar, pe lângă că arată minunat, e blu, este și matcha original, matcha verde. Atâta de bun a fost că zici că am băut o bucată de norișor. Deci vă recomand 100%, e 22 de lei. Acum nu știu oare, nu știu dacă siropul l-am plătit separat. Dar știu că drinkul în sine e 22 de lei și vă recomand din tot sufletul să mergeți și să vă luați. Și asta, prostea